Discutăm despre acest subiect în minutele următoare împreună cu europarlamentarul PNL, domnul Gheorghe Falcă. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună dimineața. Domnule Falcă, prima întrebare este de această comasare. Dacă mai există vreo șansă să fie comasate alegerile, am văzut deja asigurările pe care le dau liderii că dacă nu se reușește mâine, e cam târziu să se mai iau astfel de decizie. Mâine aveți ședința coaliției, va fi sau nu va fi comasare și dacă da, pentru ce tipuri de alegeri? Dacă se gândește rațional, dacă se gândește la fel cum se gândește la nivel european, decizia de comasare se ia într-o oră și se realizează legislația în termen de o săptămână. Și aici putem vorbi de două comasări. Comasarea alegerilor europarlamentare cu locale în 9 iunie, iar în toamnă comasarea alegerilor prezidențiale cu alegerile parlamentare. Și atunci, anul acesta super electoral, o să rămână la dispoziția guvernului pentru activitatea propriu-zisă, iar partidele o să aibă mai puține competiții, mai puține dezbateri, ați văzut mai puține amenințări, cum spune domnul premier că el își dă demisia, și ducem la îndeplinire obiectivul pe care îl avem de a moderniza România, pentru că niciodată în istoria României nu am avut atât de mulți bani la dispoziție și banii aceștia nu vin din bugetul național, cota de investiții pentru România. Banii aceștia vin de la nivel european. Avem la dispoziție 80 de miliarde de euro. În acest moment în România se lucrează la peste 1500 de școli. Niciodată nu au fost atât de multe șantiere în sistemul educațional. Se pregătesc 24 de spitale, se lucrează la 700 de kilometri de autostradă. Uniunea Europeană este lângă noi. Dar noi trebuie să facem și noi gesturi corecte ca acest an să nu intre într-o astfel de competiție. Iar până în ultimele 2-3 săptămâni, PSD-ul a fost de acord cu comasarea. Eu sunt surprins de domnul Ciolacu, care ne spune că cetățenii nu l-au oprit pe stradă să vorbească despre comasare, dar a făcut o cercetare să vadă cum gândesc oamenii dacă am reduce numărul de participări la vot, exact pentru a reduce din acest super an electoral, să facem un an al muncii, al efectelor pozitive. Doar o mențiune, domnule Falcă, și mă iertați că vă întrerup, și de la PSD n-am văzut deocamdată voci foarte importante care să spună că nu sunt de acord cu comasarea, ci cereau mai degrabă un calendar clar pentru toate alegerile, adică ce se comasează și ce nu, dar să știe clar, în timp ce dumneavoastră liberali înțeleg că vă gândiți la o comasare pentru început a alegerilor europarlamentare cu locale și după aceea lasă că vedem noi pe acest principiu. Nu, și noi suntem de acord cu un calendar clar, de aceea am și spus de comasare din toamnă între alegerile parlamentare și prezidențiale, și să ne oprim aici. Nu s-a de acord de comune, nu și o altă dorință de a vedea cine candidează la președinția României, pentru că aceste lucruri le lăsăm la latitudinea cetățenilor. Eu cred că cetățenii vor decide și cine vor fi europarlamentar, și cine vor fi primari, și cine va fi președintele României. Nu putem să mergem PNL și PSD împreună pe o listă, bulversăm electoratele noastre, care sunt electorate diferite, mesajele pe care o să le avem fiecare, pentru că noi credem în valorile creștin-liberale, dânsii de la PSD cresc în valorile socialiste. Faptul că suntem la guvernare împreună, pentru că cifrele ne-au obligat să fim la guvernare împreună, asta nu înseamnă că credem în aceleași valori. Da, mai vreau o opinie scurtă de la dumneavoastră și pe refacerea polului de dreapta. Sunt surse guvernamentale care spun că PNL și-ar dori să iasă de la guvernare și să formeze o alianță cu partidele de dreapta, astfel încât să izoleze PSD-ul. Am văzut de altfel că inclusiv cu extremiștii pe acolo, pe la dumneavoastră, prin partid se fac alianțe, pe plan local, e adevărat, pe la Vâlcea, dacă nu mă înșel. Cum vedeți dumneavoastră aceste informații venite pe surse, refacerea unei alianțe de dreapta și izolarea PSD-ului? Acum, am spus că sigur nu o să candidăm cu PSD, pentru că avem electorat diferit. Dar eu cred că, așa cum lucrăm în mediul local bine cu cei din dreapta șicherului politic, să spunem cu USR, nimeni nu ne oprește să facem alianțe atât locale cât și la un moment dat poate naționale cu partid care are apropiere de valorile noastre.
dacă vă aduc aminte, în 2014 PDL cu PNL au fuzionat și au dat președintele României. Au gândit împreună un proiect politic. La fel, se poate realiza acest lucru, dar fără să afectăm activitatea guvernamentală. Mulțumesc, domnule Gheorghe Falcă, europarlamentar al Partidului Național Liberal.